plus x plus 99, dacă și ăsta e mai mare decât 100. Da. 2 plus 99 face 101, nu? Da. E mai mare de 100. Deci, ia pune un alt x tu. Vrei? Pune tu orice x acolo. Vrei tu și eu zic că e mai mare decât 100. Ia. Chiar strig mai mare, nu și egal. Da, e mai mare. Da? Fii atent că aici suntem. Suntem foarte aproape de greșițul. Foarte aproape. Apoi, x, modul din x plus 3, plus modul din x minus 98, și ăsta e mai mare decât 100. Asta este. Păi povestea asta începe să-mi dea mic curaj. I-am grupat, ai văzut, primul plus ultimul, al doilea, al doilea plus penultimul, și așa mai departe, perechi, 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 perechi. Mi-au dat 50 de perechi, nu? Da. Și atunci, și așa mai departe, și când le adunăm pe toate, vine de câte ori 100? De 50 de ori. Da. Deci, practic așa, modul din x plus 1, plus modul din x minus 2, plus modul din x plus 3, plus și mai departe, plus puncte, puncte, plus modul din x plus 99 și plus modul din x minus 90 și... Minus 100. Minus 100, pardon. Este mai mare decât 50. Este mai mare decât 50 ori 100. Adică 5.000. Decât 5.000. Niciodată nu se poate să fie 5.000. Niciodată. Exact. Deci rezultă că x aparține mulțimii vide. Șmecher autorul, dar din nou să recunoaștem, am muncit suficient de mult. Suficient de mult. Ce pot să spun David? Darius. Darius, nu? Da. Darius. Ce pot să spun este următorul lucru. Că și la egeștiu acesta, nu am mirosit egeștiul deodată. N-am putut să mă duc pe el. Eu trebuie să spun că în fața unui egeștiu am o strategie. Strategia este încrederea că îl pot face. Deci eu cred că îl pot face. Și chiar dacă muncesc o săptămână și o lună și așa, nu are importanță. Eu trebuie să-l fac. Din clipa în care egeștiul intră în mâna mea, el nu, e al meu. Și nu mai am stare, nu mai am liniște până când nu-i dau de capăt. Da. Da? Asta este una, o chestiune pe care trebuie să o înveți și să o ai ca, să spun, o armă secretă. Încrederea că tu poți face ghișițiu. Și nu vine ideea de la bun început, că dacă ne prindeam de chestia asta, că x plus 1 aduna cu modul de x plus 1 aduna cu modul de x minus 100, întotdeauna mai mare decât 100, păi îi făceau rapid, grupam și gata era povestea. Dar ideea vine un pic mai târziu. Pentru că ieșițele acestea nu sunt
așa, să spunem, din literatura de specialitate, ca un șablon de lucru, ca un mod de acțiune clasic, ci el, ea, ideea este, atenție, ideea este, cum să spun, ascunsă de autor. Autorul a gândit ca o speculație. El s-a dus la 5.000 pentru că tot timpul 101 e mai mare decât 100. Da? Și atunci când am înmulțit, când am adunat toate inegalitățile acelea, iată că 5.000 ori 100... Dacă el ne dădea 5.050, am fi avut soluții numai la cele întregi. Ți amintești, nu? Da. Ar fi fost toate numerele, sau o parte din numerele întregi, nu știu cum... Mă rog, 0, 1, minus 1, că am văzut că verifică 0, 1, minus 1, așa. Da. Dar autorul face, fuge de exercițiu, fuge de suma aceea clasică, ne lasă la 5.000, pentru că așa putem folosi inegalitățile de aici. Da? Da? Ca să fie de 50 ori 100. Să putem prinde ieșițul de pe culoarul ăsta. Este spectaculos de interesant. Chiar îmi place foarte tare. Oare n-am putea noi să gândim și inegalitatea aceea a mediilor acum? Ce spui dacă ne-am gândit la modulul de A plus modul de B mai mare sau egal cu modul de A plus B. Da. Ia să încercăm asta. Deci modul din... Modul din... Modul de A plus modul de B mai plus modul de A plus B. Plus modul, mai mare egal decât modul din A plus B, nu? Da. Hai și luăm și noi. Modul din X plus 1. Modul din X plus 1. Plus modul din X... Minus 100. X minus 2. Minus 100. Că, la echipajul ăsta din care am sesat noi că e mai mare decât 100. Ar vrea să demonstrăm riguros acum, să vedem dacă devine vreo idee. Na, asta e. Deci X plus, modul din X plus 1 plus modul din X minus 100 e mai mare egal, din ce știm, decât modul din... Așa. Care e egal mai departe din modul din modul din 2x modul din 2x minus 99. Da. Așa. Și noi trebuie să arătăm că suma asta e mai mare decât 100. Așa trebuia să arătăm, nu? Că am luat-o asta plus asta, e mai mare decât 100. Ia să vedem mai mare decât 100 la cine ar duce. Semn de întrebare. Că așa am arătat. Modul din X plus 1 plus modul din X minus 100. Modul din X plus 1 plus... Așa e mai mare decât 100. Așa am arătat noi, nu? Da. Ei, cerem acum să fie mai mare. Să vedem dacă nu cumva am sărit peste ea, dacă inegalitatea asta mai merge. Când s-ar întâmpla să fie mai mare decât 100? Dacă 2x minus 99... Dacă 2x minus 99... Mai mare decât 100. Mai mare decât 100. Da? Deci ce ar însemna că 2x mai mare decât 199... Da. Deci 2x mai mare decât 199. X, sau x mai mare decât 199 supra 2. Care face... Nu face X. Așa, 99,5. Da, da, 99,5. Așa. Nu avem un argument aici că e tot timpul mai mare, indiferent ce X am folosit. Deci nu ne prinde reghesițiu. Rămâne din observația care am făcut-o, că locuim pe X cu 10 și cu 1, ne dă tot timpul 101 aici, care mi-a luat 100, da? Observați care am făcut-o noi mai devreme. Da. Și dacă locuim și un intermediar, 1 pe 2, dă chiar mai dur. Ia să locuim pe X cu 50, adică intermediarul între 1 și 100. Da. Ia să vedem, da. Pentru X egal cu 50,
Am făcut parcă asta. Vine 51 plus 50 face tot 101, da? Deci problema rămâne că indiferent ce x vom locui din Q până la urmă, asta trebuie să arătăm, orice ce x am aparține lui Q, se întâmplă totdeauna inegalitățile acestea. Dar ele sunt adevărate, o să discutăm altă dată. Mă întorc și spun așa. Că și în fața acestui exercițiu am muncit foarte, foarte mult. Da? Noi n-am reușit deodată să ne ducem pe observația asta. Ci am luat-o pentru 0, pentru 1. Ne-am agățat frumos de exercițiu pentru că am văzut acolo că suma numerelor naturale, știm suma asta e 5050, nu? Suma lui Gauss de la 1 la 100. Și am zis, nu degeaba a dat el 100. Nu degeaba a dat 100 de numere adunate acolo. 100 de moduli. Deci era clar că pe aici este ideea. Însă nu ne-am prins foarte repede să vedem acolo primul plus ultimul modul și că 5.000 înseamnă 50 ori 100, da? 50 ori 100. Dacă ne agățam, poate rupeam problema mai repede. Dar aici... Deci, asta ar fi fost, dar el individual nu se poate, decât în cuplaș. Deci dacă le iei pe x plus 1 doar pe el și nu-l cuplezi cu ăla de la sfârșit cu x minus 99, nu reușești să arăți că fiecare, individual mai mare fiecare decât 50, nu. Dar suma a 2 e mai mare decât 101. Face 101. Da. Este excepțională ideea. Ce vreau să spun? Aici, în fața ta, noi împreună acum, în fața camerei, am făcut un exercițiu crud, așa cum se spune. Am arătat încă o dată și cu ocazia asta le-am spus și tuturor vizitatorilor noștri pe care vor urmări filmulețul ăsta, că la matematică nu te poți aștepta, mai ales în fața unui exercițiu este mai dure, tu spui că le-ai luat din gazetă, nu te poți aștepta să dai peste idei de la prima citire. Este exclus asta. Tu abia când? După un număr de încercări, după un număr de tatonări, după fel de fel de jocuri de acestea făcute, abia atunci spui, ah, uite ce frumos e. El pare simplu la un moment dat. După ce te-ai prins de idei, pare chiar foarte simplu. Dar până atunci, am mai spus-o, nu știu dacă ți-am zis-o, știi cum e? Exact cum intri într-o cameră, și e prin tuneric. Și până găsești interopătorul, așa. Trebuie să faci multe încercări. Da, faci multe cu cuie. Te lovești cu capul de șifon, colțul șifonerului, de aia, nu o să poate. Dar oricum, tu umbli după întrerupător, asta e sigur. Da? Deci asta este matematica și de aceea e foarte frumos, e interesant la matematică. Eu, de regulă, nu mă duc la ieși de astea mai tipărate, pentru că, nu știu dacă ai urmărit la clasa a 7-a, eu fac de mult transmisiuni direct și cu ocazia asta te anunț pe tine, vorbește și cu toți prietenii tăi de la școală. Deci de la ora 5:30 zilnic fac clasa a 7-a, matematică. Transmisiune în direct. Cum fac acum cu tine, așa fac clasa a 7-a. De fapt, este programul afișat acolo. Dacă te uiți la Prof Online acolo, când ai intrat pe pagină și ai dat video matematic, sau chiar acum la Prof Online TV. Deci la Prof Online TV, acolo deasupra, e scris cu roșu. Clasa a 4-a, de la... Nu, clasa a 5-a începută. Clasa a 5-a de la 4 la 5:30. Clasa a 5-a, a 6-a, nu, a 5-a, prima 4-a de la 5:30 la 7. Și cu clasa a 7-a, de la 7 la 8:30. Aha. De la 7 la 8:30. Și mama mi-a spus că tu vii la 7 de la școală. Da, de la 7. Ei, de la 7 la 8:30 mă poți vedea în direct cu toți prietenii tăi, cu colegii, cu tot ce știți voi.
făcând și probleme de geometrie, la geometrie iar și o zonă foarte frumoasă, foarte tare. Da, 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 știu. Da? Așa că te invit în continuare și la geometrie. Și la lecțiile mele, ai ajuns... Sigur că da. Ce să vezi tu cine zbuciumăm noi aici. Că am, eu nu fac lecția singur. Am copii aici care vin la lecții. O mămică care mă ajută la treabă. Deci e foarte frumos. Și te invit să vezi toate lecțiile deja făcute, mai Darius. Că la clasa a șaptea sunt zeci de lecții. Cred că sunt peste 100 și ceva de lecții. Da? Deci... O trecut pe lângă tine lecțiile și astea și nu știu de asta. Da, asta e. Acum, haideți să continuăm. Da, am muncit ceva timp. Nu, deci lecția cu module, da? Modul de A plus B plus C. Deci modul de A plus B plus C. Trebuie să arătăm că modul de A plus B plus C este mai mic și egal decât C plus C, știind că... Hai să plecăm invers. Știind că să se arate. Hai, fă-mi așa. Da, știind că, adică, 2A. O secundă, lasă, vezi că eu șterg tabla acum, da? Uite-te și tu la mine ce fac. Aha. Da? Da, măi, Darius. Darius, să știi că mă bucur că m-ai sunat. Dar trebuie să spun și ceva foarte important acum. Eu sunt venit aici la spațiul ăsta unde am tabla. Înainte tabla aveam acasă. Ai văzut totul prin filmulețele mele? Da, știu că o aveți acasă. Așa, acum o am într-un spațiu pe care l-am închiriat, pentru că am trecut prin Prof Online TV și fac emisiunea asta. Deci la ora 4 până la ora 10 seara sunt aici, în fața tablei și astea, și muncesc continuu. Așa că fac 6 ore și clasa a 11-a, de la 8:30. Deci în programul ăla, ce te rog eu pe tine? Să încerci să arunci colegii, prietenii, și la alte clase, peste tot, spun, domnule, vreți să învățați gratuit, nu vă ia nimeni nimic, niciun bănuț. Încercați să dați pe Prof Online, exact cum a intrat acum, de explici și lor. Da, o și spuneam că... Cât e ceasul acum? 5? 6:38. Trebuie să intru în direct cu cei din America, fiica mea și cu... așa, trebuie să ajung acasă, așa că încercăm să trecem în revistă cât mai repede ca să mai ajung și eu acasă, da? Că am videoconferință cu cei din state, cu nepoței, da. Să-i văd. Așa, da. Să se arate, nu, știind că ABC, sunt din Z, în sfârșit ne ducem într-o mulțime mai restrânsă, nu? Da. Așa. Aceea numărul acela e foarte mare. Așa, sigur că da. Știi că ABC sunt de Z? Modul de 2A plus 2B plus C. Așa. Mai mic și mai decât 1. Apoi, modul din 2A plus 2B plus C, mai mic și mai decât 1. Și 6A plus 3B. Modul parcă. Da, modul 6, modul de 6 plus 3 plus 2 cer. Așa. Știind aceste trei condiții, să se demonstreze că, avându-le pe ele, și știind că ABC sunt din Z, să arătăm că modul din A plus B plus C mai mic și egal decât 5. Asta e. Deci, dacă ABC sunt trei numere întregi care satisfacă aceste condiții, de 2 ori A plus de 2 ori B plus C, da.
când faci modulul, îți dă mai mic egal decât 1. Da. Pe urmă, cealaltă, mai mic egal decât 1, mai mic egal decât 1, atunci arătăm că și modul de A plus B plus C e mai mic decât 15. Da. Cum am început eu de fiecare dată cu tine discuția? Cum am început noi discuția de fiecare dată? Ce idee am avut eu? Cu asta am început. Și de data asta. Am avut mai multe idei, doar că am încercat și nu prea m-am avut nicăieri. Da. A fost să pun toate trei condiții de una sub alta. Da. Și să le adun și să urmă. Și după ce le-am adunat modulele, le-am observat că le dă mai mic și egal decât 3. Așa. Da, ca să prinzi într-un singur modul acolo povestea, trebuie să aplici și în egalitatea modulilor, nu modulul, suma modulilor mai mică decât suma modulilor mai mică decât modulul sumei. Nu, suma modulilor e mai mare, mai mare, ca așa am vorbit mai de. Mai mare și să strică ieșiți eu, nu știu dacă merge treaba asta. Da. Dar nu te-ai uitat că ABC sunt din Z. Aici ai scăpatul din vedere. Cred că ai scăpat esențial. Nu degeaba autorul ne spune că ABC sunt din Z. Au o legătură, dar uite, hai să luăm pe primul modul. Fii atent aici. Modul din 2A plus 2B plus C mai mic egal decât 1. Hai să tragem de el. Știm că A, B și C sunt din Z. Uite că am scris pe tabla aici, vezi? Da. Dacă A, B și C sunt din Z, 2 ori A plus 2 ori B plus C, ce fel de număr va fi? Va fi din Q? Va fi din Q sau din Z? Nu, nu, nu. Va fi din Q sau din Z? Din Z. Din Z, mă. Din Z. Și acum, ce număr să fie el aici, încât să fie mai mic egal decât 1? Să fie mai mic egal decât 1? Da. Cât să fie toată chestia asta din întrebare, din modul, din interiorul modulului, ca din clipa în care acționează modul să fie cel mult 1? Ce număr întreg? Numere întregi ai spus. Da. Dăm toți întregii de aici, care să fie mai mic egal decât 1. Un număr întreg care să fie mai mic egal decât 1? Da. 0 sau 1? 0 sau 1 sau minus 1? Nu, de fapt, 0, 1, minus 1, minus 2. Cum minus 2, mă? Că modul din minus 2 face 2. Deci modul mă duce dincolo de 1. Deci o să ne dea, avem două valori. 0 sau 1? Sau minus 1? 3. Minus 1? Da. Că modul din minus 1, cât e modul din minus 1? E 1. Modul din minus 1? Da. Deci de aici înseamnă că 2A plus 2B plus C e egal cu 0 sau 2A plus 2B plus egal cu 1 sau 2A plus 2B plus C egal cu minus 1. Deci din primul modul am găsit 3 variante. Da. Cel al doilea.
Modul din 6 ani. Modul din 6 ani. Plus 3B. Așa. Da. Zero, da? 15A plus 10B plus 6C. 1. Și autorul șmecherul ne spune așa. Avându-le pe astea 3 simultan, astea 3 simultan, da, să rezulte asta. Dar astea 3 s-au tradus. Prima înseamnă 3 variante, cealaltă 3 variante, cealaltă 3 variante. Și ca să fie simultan, astea erau cu sau între ele. Înseamnă că luăm una de aici, una de aici și una de aici. Și formăm un triplet. Da? Până oară luăm 2A plus 2B plus C egal cu 0, la care adăugăm nu din primul triplet alta, ci 6A plus 3B. 2B plus C egal 0. Da? 6A plus 3B plus 2C egal cu 0, să zicem. Da? Așa. Plus 6C egal cu 0. Dacă din ăsta... Nu neapărat. Poți fi și negative. Și acolo fac suma 0. Nu putem spune așa. Dar ne putem afla pe A, B și C. Ne putem afla concret care sunt astea. Este, o soluție este 0, 0, 0. A, 0, B, 0, C, 0. Dar asta nu ne convine, că modulul când facem nu dă, dă 0 mai mic decât 15. Dar e bun tripletul ăla. Da. Deci, vezi tu, acum, având din tripletul ăsta ceea ce spuneam, găsești pe A, B și C. Care sunt? A, B și C. Și te duci și înlocuiești, faci modulul lui și îți dă un număr. Dacă îți dă mai mic ca 15, e adevărat. Dar fii atent, tu trebuie să rezolvi din toate tripletele. Adică iei pe prima de bază și pe a doua iarăși o ții de bază, adică 2A cu 2B, 2A plus 2B plus C egal cu 0 și 6A plus 3B plus 2C egal cu 0 și le mături pe celelalte 3 aici, din a treia. Și ai deodată 3. De fapt, știi cât o să ai aici? Cred că o să ai 27. 3 ori 3 ori 3 ori 3, nu? 3 la 3-a. Păi uite, ai luat... Primul sistem l-am format noi, nu? Sistem, prima situație. 2A plus 2B plus C egal cu 0. 6A plus 3B plus 2C egal cu 0. 15A plus 10B plus 6C egal cu 0. Nu? Avem asta. O situație. Acum, a doua situație. 1. A doua situație. A doua situație este tot 2A plus 2B plus C egal cu 0 și tot 6A plus 3B plus 2C egal cu 0, dar acum luăm 15A 15A plus 10B plus 6C egal cu cine? Cu 1. Cu 1. Deci nu mai luăm tot 0. Cu 1. Pe primele două le-am ținut, atenție, Darius, pe primele două le țin de bază, adică primele două provin una din primul grup,
a doua din al doilea grup și pe a treia o pendulez. Adică încep 0, 1 și minus 1. 0, 1 și pe cealaltă minus 1, când formez al treilea triplet. A, deci al treilea când se scrie doar la fel, că 15 am scris și pe a 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 a patra situație. O las tot pe prima de bază, da? Prima 2A plus 2B plus C egal 0. Și o iau din grupul celor, din grupul al doilea, iau pe 6A plus 3B plus 2C egal cu 1 acum. 6A plus 2B plus 6A plus 3B plus 3B plus 2C, egal cu 1, și pe a treia, adică 15A plus 10B plus 6C, egal cu 0, pe urmă va fi egal asta cu 1, egal cu minus 1 și mai am încă 3. Sunt 27, ți-am zis. 3 ori 3 ori 3. Da? 27 de situații. Da? Toate cele, când afli pe A, B și C, din cele 27 de situații, și înlocuiești aici A, B și C, vei constata că totdeauna îți dă un număr mai mic decât 15. Asta e varianta muncitorească. Adică, ai o idee, na, ce să faci? Hai să ne întoarcem din nou. Am spus-o, la matematică, nu vine ideea cea rapidă, cea mai deșteaptă, ci, iată că ne trezim muncind destul de mult. Dar am mușcat din problemă față de ce mi-ai spus tu mai devreme când ai încercat să le adun, ai încercat să le scaz pe acolo și nimic nu merge. Da. Față de ideea aceea am pornit-o un pic. Adică ce am valorificat? Modulul e mai mic decât 1 și fiindcă ăsta este un număr din Z, înseamnă că șansele ca să se întâmple chestia asta, care sunt șansele? Expresia aceea de întrebare trebuie să fie 0, 1 sau minus 1. Cam și egal. Dacă autorul ăia ar fi zis strict mai mic decât 1, aveam mai varianta 0. Da? Dar fiindcă a luat mai mic egal decât 1, ne-am grelat și prin varianta asta de rezolvare, dificultatea a crescut, că avem pentru fiecare condiție 3 variante. 3, 3, 3. Asta înseamnă să rezolvăm cele 27 de sisteme. Da? 27 de sisteme, să găsim pe ABC și să înlocuim de fiecare dată și să constatăm că modulul sumei acelea e totdeauna un număr mai mic decât 15. Deci să dea 7, să dea 11, să dea minus 3, să dea minus 14. Când modulul anulează semnul și deși mai mic decât 15. Asta ar fi ideea muncitorească. Una finuță, speculativă, interesantă, nu am acum. Rămâne să ne gândim într-o altă ședință. Da. Dar te gândești și tu că ți-ar putea să-ți vină ție o idee, știu eu, una deșteaptă și să măsuri și să spun, domnul profesor, am găsit ideea. Da? Deci da. Trebuie să ne ducem spre o idee mai deșteaptă. Ai văzut? Și la modul și tot ce a făcut până acum, nu deodată ne-a venit ideea aceea rapidă. Da. Acum aici mă aflu, dar să ne ducem și la cealaltă ieșiție, că spuneam că mă grăbesc, nici nu mă presează timpul, așa să ne ducem și că mai ai parcă două ieșiții. Da, parcă mai ai două ieșiții, nu? Mai am unul. Unul, hai dă-mi și pe acea. Atenție, nu-s foarte încântat de ideea asta care o avem acum, de început. Asta a fost ideea de start, adică am interpretat greșitul, am încercat ceva. Dar trebuie să fie o idee mai rapidă, mult mai rapidă, nu munca asta așa. Da. Vai că eu ți-am arătat cam cum trebuie pornit, ce trebuie făcut. Cum ai și văzut și în celelalte modele. Spune-mi, te rog.
Deci A mare egal cu mulțimea. Ultimul modul se cheamă. Dar am închis pe ultimul. E primul rând, minus 2. Închidem al doilea modul. Așa. Minus 2. Închidem al treilea modul. Așa. Fac 8. Egal cu 8. Egal cu 8. Da. Și? Hai să-l facem pe asta, să facem pe asta, da? Să facem cardinalul acestea. Da. Și D egal cu X aparținând. Da, anumitor a pus pe 1, da. Ai, nu, e o greșeală. X trebuie să fie. E o greșeală? Da, 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 nu poate fi și X și Y. X trebuie să fie. E o greșeală la bătut, la calculator acolo. La redactare. Așa, aparținând lui Z. Bun. Adică ce înseamnă cardinalul? Perfect, perfect. Să spunem numărul lor, da? Numărul. Practic ar trebui să rezolvăm ecuația asta, să găsim soluțiile, nu? Pentru prima. Deci avem modul din X minus 2, tot un modul, minus 2, tot un modul, egal cu 8. Așa trebuie să citești, da? Modul din X minus 2, tot un modul. Așa. Ei, pentru modulul ăsta exterior, adică toată asta de aici, dacă notez cu A, ar fi așa. Modul din A egal cu 8. Deci, fii atent, am notat cu A toată șmecheria asta. Aha. Modul exterior, adică, deci, am, pentru modulul exterior, tot ce este în interior, am notat cu A. Uite-te pe tablă, cum am făcut. Rezultă că modul de A egal cu 8. Adică de aici echivalent A egal cu cine? 8. Plus minus 8. Ce plus minus 8. Și 8 și minus 8 e bine. Da, da, da. Atenție că suntem 8 sau minus 8. De acord, da? Da. Ei, hai să ne întoarcem. Avem două variante. Adică au tot. Păi, e aproape gata, pentru că nu e aproape gata, dar... Mai avem, gata. Suntem pe drumul cel bun. Așa. Egal cu plus, egal cu 8 odată. Și odată egal cu minus 8. Da. Și mergem pentru varianta întâi. Adică modul din X minus 2, tot un modul egal cu 8. Alo, da? S-a întrerupt, la mine bateria se descarcă la telefon. Hai că asta, asta e necazul. N-am încărcător, am plecat așa. Deci, pentru prima variantă. X minus 2 minus 8 egal cu 8, ce ar însemna că... Modul egal cu 8 plus 2, adică 10. Exact. Deci modul din X minus... Modul din X egal cu... Modul din X minus 2, așa, egal cu 8, ai zis, nu?
Adică modul din X, nu 8. De fapt, nu prea, că e... Nu, dar trebuia să fie modul din modul, am greșit noi aici. Aici este un minus 2, așa, egal cu 8. Da. Și acum modul din X minus 2 egal cu 10. Și asta înseamnă că e egal cu plus minus 10. Da? Și atunci, modul din... Cu 12, x egal plus minus 12. Așa, asta e singura variantă. Cealaltă, că e egal cu minus 8, imposibil, că modul nu poate să fie un număr negativ. Da, da. Da? Rămâne numai varianta pozitivă. E bine, am terminat aceste exercițiuri. Cardinalului A, cardinalul. Cu 2, terminat. Da. Din coace, hai să-ți dau repede indicații, să vedem că o facem repede. Ca toată asta să aparțină lui Z, de zicem, 5 supra. Vorbește, te rog. Așa. Plus 1 trebuie să aparțin? Trebuie să fie plus minus 1 sau plus minus 5. Așa. Minus nu poate să fie, că modulii sunt pozitivi, plus 1, negativ nu. Deci pică negativ, rămâne numai 1 și 5. Păi, modulul e pozitiv, 2 ori modul plus modul și plus 1 nu poate să fie și minus 1 sau minus 5. Pentru că modul e pozitiv, ai pozitive, n-ai cum să fie minus 5 sau minus 1. Corect. Și atunci rămâne 2 modul din x plus 1. 2 modul din x plus 1 plus modul de x minus 2 de modul plus 1 egal cu 1. Egal cu 1. Modul de 2x plus 1 plus modul de x minus 2 egal cu 0. Așa. 2 modul de x plus 1 egal cu 0, x plus 1 egal cu 0, x egal cu 1. X egal cu minus 1, cu minus 1 odată. Da. Și... și minus 2 egal cu 0, x egal cu 2. Și care rămâne? N-am nicio variantă, că trebuie să dea același x. Da, trebuie să fie același x. O... deci anulez pentru valori diferite... asta ține mulțimii bine. În cazul ăsta. Da. În cazul celălalt, 2 modul din x plus 1. Plus modul din x minus 2. Plus... egal cu 5 minus 1, 4. Așa, egal cu 4 de dată, da? Da. Ei... atunci, n-are cum să fie... nu. Păi fiindcă x-ul e din z, x-ul aparține lui z, se vede foarte bine că x-ul trebuie să fie 2. Sau 0? Ia să vedem. 0, 0, 0, 0. 0. 0, 1, 2, 1, 2, plus 0, da, și 0. Deci cât este x egal cu 0 și atunci e soluție, nu? Da, x aparține lui z. Rezultă că x aparține mulțimii formată din 2, 2. 0 și 2, parcă. 0 și... atât. 0, 0, 0, că 2 nu-i bun. 2, 2 și 1 fac 3, 2 ori 3, 6. Da. Deci rămâne x-ul cât am spus? X egal cu 0. 0. Cardinalul C, B, egal cu 1. Așa, lui B egal cu 1. Se rezolvă exact problema, da. Dragule, cred că chiar dacă telefonul nu mai auzi, dar se mai aude un pic așa, ce ai înțeles tu din toată discuția asta de în seara asta? Înțeles că la matematică nu te poți aștepta să dai peste idei foarte repede, ci ea îi vine după multă strădanie, după mult efort, după mult antrenament, mai ales când ne aflăm în fața unei exerciții mai dificile, și asta înseamnă de fapt să înțelegi că numai dacă perseverezi, dacă insiști foarte mult, ai rezultate. Da. Da? Așa, dar mă bucur că m-ai sunat, dar nu uita. Nu uita să anunți pe toți prietenii tăi și pe cei care nu-i cunoști.
Deci prin părinții tăi vreau să se intre în posesia ideii acestea a unui număr cât mai mare, un număr cât mai mare de copii, pentru că vezi, de la orele acelea se face transmisiune în direct, așa cum în lecția asta acum am făcut-o noi împreună, dacă ar fi știut copiii, prietenii tăi, mulți, ar fi avut șansa să vadă lecția asta frumoasă, interesantă, nu? Da. Iată cum n-ai știut tu, nu știu nici ei, însă aflând tu, spune-le tuturor. Bine? Da. Bine, Darius. La revedere. O seară bună. La revedere. Mm-hmm.